seara, dragii mei! Bună seara, dragile mele! Bine v-am regăsit pe canalul Laura Scop. Se va rupe tăcerea între voi și o anumită persoană cu care nu mai discutați. Sunteți în acel blocaj comunicațional. Se va hotărâ până la urmă această persoană să vă vorbească. Și aici este vorba despre ceea ce își dorește această persoană și nu ceea ce vă doriți voi, în ideea în care voi ați fi acele persoane care dați mesaj, insistați cu telefoane și mesaj, iar cealaltă persoană nu gata adixește să vă răspundă. Este vorba despre de la ceea ce își dorește persoana respectivă. Să rupă el tăcerea sau ea, bărbat, femeie, ea să facă primul pas către voi, el ea să își exprime prima părerea vis-a-vis de ce ar fi bine să faceți de aici înainte sau dacă veți relua legătura. Haideți să vedem care este energia generală a acestei etalări. Este o etalare valabilă ori de câte ori dumneavoastră vizionați acest clip. Așa că gândiți-vă la această persoană, rostiți numele în gând de 3 ori. Și haideți să vedem care este energia generală a acestei etalări. Cred că nu mai aveți ce să faceți în momentul de față, ci doar să vă încredințați planurile în mâinile divinității și cu siguranță divinitatea va lucra pentru voi. Practic, ați făcut tot ceea ce puteați să faceți. Imediat o să vă spun și despre celelalte două cărți. Lucrurile practic de aici înainte pot fi rezolvate doar prin intermediul intervenției divine. Adică cred că șanse i-ați dat, cred că posibilitatea de a relua legătura a existat, mai ales din partea voastră. Sunt destul de multe persoane care au încercat cumva să insiste, cum spuneam și în începutul etalării, cu mesaje, cu telefoane, chiar să impună niște termene limite, dacă nu mă suni de ziua mea sau dacă nu primesc, poate că nu neapărat acestei persoane, dacă nu vă răspunde, nici n-aveați cui. Dar eu știu să vă fi autoimpus niște limite, dacă nu mă sună până de ziua mea sau nu îmi dă un mesaj de ziua mea, atunci blochez, plec mai departe și îmi văd de treabă. Dar parcă totuși ceva vă ține, vă reține, nu puteți să scăpați nicicum de imaginea acestei persoane și când și când tot vă vine în minte, deși pare că persoana aceasta este împietrită și cred că și starea aceasta în care vă aflați este de confuzie, vă macină, vă tensionează, câteodată sunteți cu nervii până în pământ, nu mai reușiți să vedeți lumina de la capătul tunelului, pe de altă parte tendința este și voința la un moment dat este de a bloca această persoană, de a face absolut tot ce vă stă în putință să o ștergeți pur și simplu de pe din sufletul vostru, dar faceți ce faceți cumva și, eu știu, mai puneți mâna pe un Facebook și deschideți, vedeți acolo dacă mai apare sau nu această persoană, uitându-vă poate pe imagini, pe poze, curiozitatea aceasta cumva vă mână să încă să deblocați în unele cazuri această persoană, fiindu-vă și așa, având o umbră de regret cum că ați blocat această persoană, pentru că tot blocând-o, deblocând-o, persoana respectivă își dă seama că nu vă este indiferentă. Doar indiferența în sine nu mai este un sentiment, că ura și iubirea sunt tot sentimente. Și atâta timp cât este acest joc de du-te vino, de blocaj, de blocaj, blocaj, de blocaj, cu atât mai mult persoana respectivă poate să fie foarte sigură pe faptul că vă pasă sau încă vă pasă sau că vă pare rău pentru că ați făcut acest gest, tăcerea, continuând într-un soi de picătură chinezească, știți? Și cred că ați ajuns cumva la finish. Deci cumva inclusiv divinitatea, în fine, am exagerat spunând lucrul acesta pentru că cu umilință nu sunt nimeni eu să spun ce spune divinitatea. Vorbeam despre semnalele pe care le primiți de la univers prin intermediul acestui oracol. Nu mai aveți ce să faceți în ideea în care practic ați făcut absolut tot ce se putea face. Acum doar această persoană este cea care
va debloca toată această situație. Pentru că este evident că este un blocaj, un blocaj cel puțin comunicațional. Însă, finalitatea, dragii mei, dragile mele, finalitatea este aproape. Această situație spinoasă, această situație confuză, neclară, plină, plină de mânie, furie și așa un foc ce vă mistuie, să știți că este pe cale să se termine. Vedeți? Deci cumva mai aveți puțin timp până se face lumină. Până se face lumină, dragii mei, nu uitați de luna nouă, care deja s-a format de ieri, așa că este foarte important să vă setați niște intenții. Deci dacă cumva vreți această deblocare, gândiți-vă la ea, pentru că emoțiile sunt la apogeu. Urmează să trăiți o fază, cred, de început. Dar acum o să vedem dacă mai are legătură cu personajul acesta sau divinitatea, prin intervenția sa măreață, să reușească cumva să vă facă o mare, mare surpriză, să vă pregătească o mare, mare surpriză, să vă aducă adevărata iubire, reala iubire, ceea ce, hai să spunem așa, grosomodo, ceea ce vă este destinat până la urmă. Că dacă vă este destinată persoana aceasta din trecut, asta este, n-aveți ce să faceți. Sau poate că se reaprinde flacăra iubirii alături de o nouă ființă, o nouă persoană. Dar oricum ar fi, din ceea ce simt eu aici, și bineînțeles dacă aveți încredere în proces și dacă lucrați cu voi și dacă se ține echilibru, sigur că sunt mulți de dacă aici, pentru că nimic nu vine așa cu ușurință, mai ales că simt la mulți dintre voi acel efort susținut pentru a realiza ceva întotdeauna. Cu alte cuvinte, nu cred în multe cazuri că totul va veni pe tavă, întotdeauna, așa, cu ușurință, spre deosebire de alte persoane. Și asta este și un soi de uftică, așa, cum eu până nu muncesc, până nu mă dau de 7 milioane de ori peste cap, dacă nu fac tot felul de sacrificii, eforturi ca să mi se îndeplinească dorința, în schimb la alții, doar se gândesc și hop, țop, gata, ei se împlinește absolut tot ce își doresc. Eu cum de nu am parte de aceste lucruri? De asta cred că voi, tot ce ați făcut, ați făcut așa cu greutate, știți? Și cu atât mai mult frustrările s-au adunat în timp și cu atât mai mult a scăzut încrederea, știți? Adică cu cât s-au acumulat frustrările, cu atât a scăzut încrederea în tot acest proces. De aceea, universul vă testează. Experiențele prin care ați trecut sunt niște teste. Și sigur, unele experiențe sunt repetitive din cauza faptului că firea ar să fie câteodată ne împotrivim și greșim drumul. Dar de aceea avem acest GPS spiritual, să revenim și să avem încredere că divinitatea nu rămâne datoare. Cu alte cuvinte, relaxați-vă, că oricum nu aveți ce să mai faceți, și să aveți încredere că toată această situație frustrantă ajunge la un final. Este aproape, sunteți aproape de finish. Iar aceste emoții care ajung la apogeu nu fac altceva decât să sublinieze încă o dată faptul pentru voi că acolo, la orizont, sunt destul de multe lucruri frumoase, interesante, minunate, pe cale să se concretizeze. Dați-le voie, dați-vă voie. Și faceți loc cu atât mai mult noului. Faceți loc sau diminuați așa ego-ul ca să lăsați divinitatea să intre în sufletul vostru. Mă gândeam la acele lucruri care sunt la orizont. Ceva drăguț gata să se concretizeze. Acest mesaj din partea îngerului Zana spune că sunteți protejați în momentul de față. Practic tot greul sau tot răul a trecut. Iar
Aceste două mesaje spun cam același lucru. Ce a fost mai greu a trecut. Ce a fost mai rău a trecut. Îți cer să te relaxezi și să te simți în siguranță, mai ales dacă sunteți energii feminine mature. Tenul alb mediu, ochișorii tulburei, ce să zic, închiși, cărunte, grizonate sau părul șaten, fățuca mai, mă rog, cu maxilarele mai dezvoltate, mai lătuță, așa. Vă așteaptă, este vorba despre o deschidere, este vorba despre un nou drum, despre un nou început, despre un punct și de la capăt. Ca semn distinctiv aici, în zona aceasta, lângă nas, ceva, un semn. Sunt mesaje suplimentare, nu le considerați a fi obligatorii. Aceste mesaje și mai ales vorbesc pentru urmăritorii noi, sunt menite doar să vă identifice cu etalarea. Ieșiți din acest blocaj, după cum vedeți. Urmează să ieșiți din acest blocaj pentru că sau odată cu o schimbare extraordinară, cu o mutare, cu aveți acest 8 care înseamnă o mutare binefăcătoare. Mai ales dacă v-ați rugat pentru asta, să ajungeți cumva la un finish. Cum o fi, cum n-o fi, că mai sunteți, că nu mai sunteți împreună, doar să reușiți să ori să mergeți mai departe cu altcineva, ori să uitați persoana respectivă, ori să se încheie acest capitol pentru că sunteți extenuate din toate punctele de vedere. Și o șatenuță cu părul, cu ochii închiși și mai este aici o persoană care s-ar putea să fie cea cără, un ochi de o culoare și un ochi de altă culoare. Este vorba aici despre o călătorie. Există o persoană care își croiește drum către voi, despre asta este vorba, ca de acest blocaj, cel puțin emoțional. Intervenția divină constă în faptul că o anumită persoană își va găsi drumul către voi. Și atunci asta și vreau să văd despre ce este vorba. Am să folosesc cu Work Your Light Oracle Cards, Rebecca Campbell, pentru lămuriri. Există o anumită persoană care își găsește drumul către voi. Dacă printre dumneavoastră există prenume ca Mina, Mona, Monica și derivatele, Iasmina, Roxana, Iovan, Rovan, Bogdan, Iolanda, Laura, Andra, Andu, Andreea, toate aceste derivate, Lulu, Cătălin, Olimpiu, Raluca, cu Z, la inițială Z, Luna, de ce nu, cu R, la fel, avem și inițiala C, D, F, O, L, O, C. Dacă le repet, iertați-mă, dar ele îmi vin în cap și nu am, le spun așa mai bine decât să le uit, S, R, I, A, poate sunt și niște, eu știu, nume străine, să zic așa, naționalitate, de fapt, străină. Și cu grupul de litere GHT. Haideți să vedem, ca semne zodiacale, balanță, leu, nu știu dacă are ceva pe cale maritimă, mi-am uitat acum un mesaj în minte, cumva că cineva în unele cazuri face o călătorie pe cale maritimă sau lucrează în zona aceasta, cine știe, poate pe un vapor. Fecioară, gemeni, berbec, balanță, cred că am mai zis, scorpion și pești, ca semne zodiacale importante. Imediat o să extrag trei cărți, una dintre ele a și sărit. 2 și 3.
Aveți încredere, pentru că probabil că aveți un feeling vis-a-vis de clarificarea acestei situații care se întrevede. În unele cazuri există posibilitatea unei sarcini, există posibilitatea unui copil la mijloc, voi aveți copil cu această persoană sau tot așa mesaj suplimentar sau nu știu, poate că există și copii la mijloc. Aveți încredere căci ceea ce simțiți vă spune exact ceea ce se întâmplă. Nu știu, aici s-ar putea să fie vorba despre foarte multe persoane care sunt însărcinate, vor afla că sunt însărcinate acolo. Unde este cazul, unde doamnele în etate, să nu mă mai certați, mereu spun același lucru aproape obsesiv și deja am început să supăr altă categorie de urmăritoare, pe care îmi spun pe bună dreptate, am înțeles despre ce este vorba. Deci, doamnele în etate, nu mă mai certați, că tot timpul spun... acolo unde permite vârsta, dorința, voința, stația, mă rog, maritală, în sfârșit. Deci aici s-ar putea să fie vorba despre acea situație în care există copii, sunteți, aveți copii cu acești bărbați sau nu știți că aveți, în sfârșit. Sau există posibilitatea unui nou început vis-a-vis de o sarcină. Căci mie mi se pare, potrivit acestor mesaje, că există cumva varianta unei mari bucurii, că tot vorbeam despre acest mesaj. Emoțiile ajung la apogeu. De ce? Pentru că se creează un soi de... Aici, mesajul acesta spune că este un soi de rai pe pământ. Se întâmplă acest rai pe pământ. Se întâmplă dorința pe care v-ați pus-o. Se întâmplă... un vis mai vechi la care vă gândeați să se împlinească ca un fel de miracol. Creați un fel de rai pe pământ și se întâmplă acest lucru. Vedeți? Cu această sarcină. Dacă nu este vorba despre o sarcină, despre toată categoria de persoane care se uită acum la Auroscop, este vorba despre grija pentru propria persoană. Este timpul, și aici unim cele două mesaje, este timpul să deveniți cumva mamă pentru sufletul vostru, adică aveți compasiune față de voi. Gândiți-vă că dacă această separare s-a produs și nu există șanse sau nu s-au întâmplat aceste șanse să se întoarcă, să vină înapoi, să, în sfârșit, înseamnă că nu este spre folosul vostru cel mai înalt. Însă, cel puțin aveți promisiunea unei mari bucurii, unui miracol, care se întâmplă deja. Universul face ultimele ajustări pentru voi. Cineva își găsește calea. Vedeți? Chiar necunoscute sunt căile Domnului, pentru că nu ne gândim tot timpul la un viitor partener sau la un partener din trecut. Poate să fie, repet, acolo unde este cazul, poate să fie vorba despre experiența unei sarcini. Un copil își găsește calea către voi ca să vă creeze acest rai pe pământ, acest Eden, această mare bucurie, acest miracol pentru voi și doar pentru voi. Și se întâmplă. De asta spun. Cele care probabil sunt în situație, încercați un test de sarcină, că nu se știe niciodată. Mă rog, că sunt și situații în care probabil v-ați blocat de câteva zile, dar s-a întâmplat minunea cu o lună sau știți ceva de genul. Dacă acest blocaj comunicațional durează de foarte multă vreme, răspunsul pentru voi este cel pe care l-am dat anterior. Încercați să aveți compasiune față de propria persoană și să încercați să vă gândiți că doar divinitatea vă poate oferi împlinirea unei dorințe extraordinare. Ce dorință aveți voi în mod extraordinar? Meritați ajutor din cerul și îl veți primi.
ca o transformare. Vreau să știu dacă este vorba despre posibilitatea acum ca să-și croiască cineva drum spre voi o anumită persoană, o nouă relație sau o persoană din trecut, căci în unele cazuri poate și asta vă interesează, dacă este vorba despre o persoană din trecut. Aici este vorba despre un telefon din partea unei persoane care nu vă mai vrea singură. Singur, mă rog, simbolistica imaginii este alta. Dar aici este vorba despre o anumită persoană pe care în foarte multe cazuri nu o cunoașteți. Și care vă va scoate din această întunecime spontan și surprinzător. Vorbim de Edenul acela, de raiul acela pe care îl croiește pentru voi. De ce? Pentru că nu vrea să mai fiți singur sau singură. Posibil să fie o persoană care, mai întâi de toate, vă este prieten, prietenă. Posibil ca această persoană să fie prietenă cu voi sau prieten cu voi, după caz. Vă știe durerile. Este vorba despre o persoană loială. Este vorba despre o persoană care este pe aceeași lungime de undă cu voi. Face parte din tribul vostru, știți? Face parte, se integrează sau se va integra perfect în această relație. Este un suflet din familia voastră stelară. Nu vă mai vrea singură sau singur. Și atunci va apărea pentru voi parcă vă ghidează să mergeți pe calea cea, să mergeți pe calea cea bună. Sunt persoane care locuiesc în țări cu climă caldă. Avem aici niște piramide, avem aici și niște țări cu climă rece, niște munți, persoane care locuiesc la munți, la munți. Auzi, Doamne, ce mai zic? Pe lângă munți sau, mă rog, la munte, hai să spunem așa, dar și la mare. Sau este o distanță între voi și această persoană. Persoana respectivă, să știți că sunt foarte multe cazuri care preia inițiativa. Exact în momentul în care sunteți la o răscruce de drumul și sunteți pe cale să renunțați. Vedeți că sunt niște grupuri. Acum nu știu dacă se realizează oriunde. Grupuri de schimb, de experiență, de experiențe personale, să spunem așa. Și atunci există și posibilitatea să întâlniți acolo o persoană și să fiți prieteni. Poate și prețuie socializare, în fine. Această persoană mie mi se pare că ea preia inițiativa. S-ar putea să fie o persoană ori brunețică, ori cu părul închis la culoare, el, vorbesc de energia masculină, așa, cu părul parcă pe o parte, ochii închiși la culoare, tenul mediu măsliniu, s-ar putea să aibă ori mustață, ori cioc, sau, mă rog, așa, o barbă de a doua zi, neglijentă, nu cine știe ce hipster, și părul mai, așa, cumva, mai parcă mai pe o parte sau mai lunguț, așa, nu știu cum să zic că mi-apare mie această persoană. O persoană care poate îi place să poarte eșarfe la gât, bărbat fiind, deci acele eșarfe speciale pentru bărbat, sau este genul acela de spirit liber, așa, de boem, de scriitor, de persoană care așa, cumva idealist, vede totul acum, să spunem, în roz. Parcă o văd cu mâna pe telefon sau pe tastatură, în sfârșit. Este o persoană impunătoare, să știți, mi se pare așa că parcă apare cumva, apare așa maestos în calea voastră, să putea să fi suferit o intervenție chirurgicală, pentru că văd pe aici așa. Este o persoană care va aduce ceva și este foarte relaxată. Va aduce, va așteaptă. Și parcă vă așteaptă așa cu ceva, știți, cu un cadou, cu o desagă, așa, cu
cu un cadou. Este cumva de la drum. Parcă este o persoană care a călătorit foarte mult ca să vă întâlnească. Nu mi se pare că vorbește foarte mult. Mi se pare că este foarte bun ascultător. Tace și le face. Ceea ce pe voi... Deci mie mi-a părut mult mai mult existența unei persoane cu totul și cu totul nouă, pentru că cea din trecut, văd și Leonard, Marioara, Rica, cea din trecut mi se pare că ce să vă zic, că nici n-aș vrea să vă induc stări false sau să vă în situația aceasta. Nu știu ce să zic. Haideți să mai cer două, trei cărți. Parcă nu-și dorește, parcă fuge. Și dacă există acea situație în care sunteți însărcinate deja cu aceste persoane, mai rar este mesajul, bineînțeles, persoana aceasta nu vă ia la pachet, adică nu contează. În schimb, celălalt parcă fuge de responsabilități. Nici nu vrea să audă. Haideți să vedem acum strict, o să întreb pentru persoana din trecut. Persoana din trecut, să știți că simte o compasiune pentru voi. Știți? Oarecum empatizați așa, empatizează cu voi. Tace în continuare, vrea să fie lăsat în pace în momentul de față, este retras, nu neapărat că ar fi cu cineva. Mie mi se pare că trece printr-o schimbare destul de importantă, personală, adică cumva parcă este retras, știți, ca în căutarea sufletului pierdut, încearcă să rezolve anumite conflicte, să înțeleagă cumva ce rost are, până la urmă, pe acest pământ, o energie masculină așa, la mijlocul vârstei. Mie mi se pare că în anumite situații parcă este plecat sau plecată, dar aici cred că este vorba despre un bărbat mai mult plecat în chiar călătorii, nu știu, spirituale, în zonele de-astea, Thailanda, nu mai știu, țările acelea, sau chiar este într-o vacanță, cine știe, într-o vacanță din aceasta mai exotică, să zic așa, acolo unde este cazul, bineînțeles, dar vrea să se echilibreze, are alte porniri, alte... Nu cred că se gândește foarte mult la situația prin care treceți sau, din contră, mi se pare că este o fugă de responsabilități, în general. Această persoană s-ar putea să aibă ochii oblici sau ochii mai mici, buzele mai subțiri, nasul mai proeminent, în unele cazuri chel, în alte cazuri părul foarte creț, sârmos, sau poate fi și de altă naționalitate, chiar de altă culoare, în unele cazuri. Sau există și varianta să... Fii o persoană așa, cam pentru ea, știți? Un bărbat care se gândește în mod special la propriile pasiuni, propriile porniri. Nu este omul care se va lega pe viață de o căsnicie, de o relație, de o... Nu vrea lucrul acesta, adică cel puțin în ceea ce văd și ceea ce simt. Însă, voi, adică drumul vostru, mi se pare... Cel puțin finalitatea este una absolut fantastică. Este un adevărat colț de rai ceea ce vă așteaptă pe voi. Ieșiți dintr-o perioadă neagră, într-o perioadă plină de șerpuți, de oameni care v-au înșelat. Uitați cum vedeți ce frumos vi se netezește acest drum spre Eden după ce ieșiți din toată zona aceasta de confuzie, de înșelăciune, de... Nu mai spun că în etalare ca energie o aveți pe Sfânta Maria, Maica Fecioară, așa că
sunteți protejate, sunteți protejați. Rugați-vă și o să aveți răspuns la această întrebare prin apariția unei ființe care își găsește drumul către voi. Fie, exact cum spuneam, datorită acestui îngeraș pe care îl aveți sau de care nu știți, sau Doamne ajută, mă rog, și sau este vorba despre această persoană care face parte din familia voastră spirituală. S-ar putea să fie chiar, să știți aceste persoane sau această persoană, sau dacă nu, cu siguranță prieteni foarte buni, vă susțineți foarte mult și asta va schimba foarte frumos această relație dintr-o poveste de prietenie care până la urmă stă la baza relației într-o frumoasă poveste de iubire. Un adevărat colț de rai vă așteaptă, o mare bucurie. Emoțiile sunt la apogeu, un nou început absolut minunat și cred că această etalare într-adevăr poate constitui un răspuns la persoanele care obțin greu ceea ce obțin sau poate fi un răspuns acolo pentru persoanele cărora li se întâmplă anumite suferințe și anumite dureri, căci din orice durere și suferință există această binecuvântare. Ce mai rău, repet, a trecut. Așa că încredințați planurile în mâna Domnului și Domnul va lucra pentru voi. Nu aveți ce să mai faceți voi. Adică ce era de făcut, a făcut. Ați făcut. Ce era de făcut, ați făcut. Da, o să vedem despre ce este vorba. Probabil că este o etalare chiar și pentru persoanele care nu mai cred în dragoste, nu mai cred în iubire. Am să închei acest mesaj general cu minunatul meu și drag și perfectul meu pachet de cărți de oracol, primul pe care l-am achiziționat acum mulți ani de zile și care sper să vă ofere și vouă în această, de fapt sunt sigură că o să vă ofere un mesaj important, o recomandare din suflet din partea minunaților ghizi spirituali, îngeri păzitori. Pentru cei sau cele care au rezonat cu această etalare. Această carte minunată spune în felul următor, v-am că nu dă greș. Urmează o mutare fericită, într-o casă nouă sau la un nou loc de muncă sau într-o nouă relație. Această mutare va aduce o nouă energie pozitivă. Acesta este mesajul pe care vi l-am citit textual. Acum, interpretându-l, cum am povestit noi mai devreme, poate să aibă această legătură cu plecatul dintr-o relație în alta. Poate să fie un mesaj similar cărții de tarot șasele de spade care spune că în sfârșit intrați în linie dreaptă, treceți din ape învolburate, probabil că ați notat în ghilimele de rigoare în ape învolburate, acum este cazul, să faceți pluta pe spate și să așteptați cu mințele și cu minței ceea ce universul vă oferă prin intervenția sa divină. Mă bucur că tout est bien qui se finit bien, așa că totul este bine că se termine cu bine. Mă bucur foarte tare că ne-am văzut și în această seară. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Să aveți în continuare o săptămână superbă. Mulțumesc pentru mesajele voastre, mulțumesc pentru atenția cu care mă urmăriți și gândurile pe care mi le trimiteți în fiecare seară, absolut minunate. Astăzi, în sfârșit, mi-au căzut toate scuturile și cred că se și simte, dar așa când și când, mă rog, cred că avem nevoie să ne mai și lamentăm, să nu ne dăm așa tot timpul foarte puternici și foarte puternice. Avem și noi așa câteodată nevoie, doamnelor, noi așa
să fim cocoloșite. Oricum, voi mă copleșiți cu gândurile voastre bune și vă doresc să aveți în continuare o seară binecuvântată, cu pace, cu iubire și cu liniște sufletească, mai ales. Vă iubesc de nu mai pot. Numai bine. Seară faină. Pa, pa!